să venim cu un mecanism care ar asigura definitiv, la oricare etapă, alegerea șefului statului. Iată care este marea diferență. În sistemele europene existente, aceste sisteme garantează, prin mecanismele care sunt, alegerea șefului statului. Și dacă o să vă uitați cu multă atenție când se vorbește despre dizolvarea Parlamentului, există doar prevederi când președintele statului, într-un sistem parlamentar, dizolvă Parlamentul doar în condiția că nu se votează guvernul. Și nu o să găsiți aproape nimic în aceste Constituții despre funcția dizolvarea șefului statului, a Parlamentului, dacă nu se alege șeful statului, fiindcă ei a priori au pus în Constituțiile lor elemente garantate de alegere a președintelui țării. Care va fi acest mecanism? Noi vorbim de facilitare, în mod evident, presupun că este vorba de mecanisme care vor cere un număr, poate chiar și gradual, mai mic de voturi pentru a garanta alegerea șefului statului. Este important să punem în evidență faptul că această soluție, noi nu o vedem ca o soluție pentru a depăși acest impas doar în perspectiva imediată de timp. Este vorba de formarea unui sistem care ar consolida parlamentarismul și sistemul politic parlamentar și s-ar conforma practicilor și sistemelor constituționale europene. Noi am mers chiar în detalii. Am luat Constituția țării, am luat prevederile constituționale a unui număr de 8-10 state europene și am făcut și o comparație. Deci, numărul acestor întrebări nu va fi unul mare. Asta vă putem spune chiar astăzi. Fiindcă nici nu prea ai ce de schimbat mult în acest sens. Toate schimbările, în mare parte, au fost făcute în anul 2000. Și asta este un lucru bun. Câteva trepte. La început se propune un anumit număr de voturi, însă în cazul în care acest număr nu este atins, sau se instituie un colegiu elector, sau se numește un număr de voturi mai mic, inclusiv în anumite situații, până la majoritatea deputaților care au participat la votare, cu obiectivul ca președintele să fie ales. Experții noștri, în zilele care vor urma, vor lucra activ, vor face o analiză comparativă, vor ajunge la o formulă care să fie optimală pentru Republica Moldova, care, pe de o parte, să acorde reprezentativitate și legitimitate președintelui ales, iar pe de altă parte să nu mai admită blocajele care le-am avut până în prezent, care generează în continuare noi tensiuni.